Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Fire. Astăzi o să jucăm acest nivel. Da. Ce mai faceți voi, prăduitorilor? Ok. Aparent avem un profesor nebun de matematică care e de fapt mai mulță și un QR code aici undeva. Oare dacă îl scanez cu telefonul se întâmplă ceva? Ce melodie super faină. Ok, stai că nu mai știu. Ok. Avem o banană și wow, câte chestii. Ok, deci bănuiesc că aici o să trească să punem ceva, trebuie să ajung acolo sus. Ok. Ok. Asta înseamnă că trebuie să-l momesc pe ăsta cumva, nu? Sau ceva. Hai să vedem că am văzut că aici pe tabla asta lui cu de QR code, ceea ce e foarte ciudat. Și cu niște funcții și niște rădăcini. E destul de complexă matematica asta de aici. Ok, nu înțeleg nimic. Era de așteptat. Aici, oare dacă... Ah, ok, deci eu pot să interacționez cumva și cu maimuța aia. Hai să mergem mai departe să vedem ce mai găsim. Oh my god! That's funny. Ok, that's funny. Ok, gata. Hai să vedem mai întâi ce facem. O să trească probabil să duc mai mulți acolo și pe aia să-i cobor banana. Hai să vedem ce facem cu banana asta mai întâi. Ok, deci nu are treabă. Înseamnă că banana asta ar trebui să o duc lui băiatul ăsta aici. Să... Are potasiu și... You know. Oh, ce drăguț! Ok. Bucuros de o baterie. A, trebuie să-i aduc pe toți aici. Ok. Deci am nevoie de 3 banane și banana celui cu W să dă ura acolo sus era pe buton și banana lui ăsta e acolo. Dar ce fac cu această baterie? Ok. A, cred că... Unde mi-e mouse-ul? Hei. Hei, ok, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că am avut un bug ceva, cred, sau ceva. Hai să încercăm să dăm bateria acestei maimuți. Ok, nu ajută cu nimic. Atunci hai să încercăm. Aici nu pot să apăs decât pe acest cur de babuin. Hai să încercăm să-i ducem banana băiatului. Să vedem ce se petrece. Wow! Ok. Mi-a mai dat o baterie. Am făcut schimb. Ah, uite, au polaritățile diferite, vedeți? Aici văd că nu pot să accesez altceva în afară de baterii. Hai să punem baterii pe asta, bănuiesc că it should help, I guess. Dar de unde mai fac rost de încă două? La una? Nu? Ok. Nu vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. Poți să iau banana? Cred că... am înțeles, trebuie să-i atrag atenția, iar el se uită în direcția aia, deci o să trească să fac banana să iasă în partea cealaltă, cred eu. Și ce n-am văzut? N-am văzut niciun coin încă, eu nu pot să termin nivelul fără să fac toate coinurile, adică n-ai cum. Hai să vedem. Ok. Ok, atunci hai să stăm aici. N-are cum, deci n-ai cum. Acum vezi banana, sigur. Dar de ce trebuie să-mi dea baterii pentru asta? Ciudat. De ce nu putea să-mi dea pietre sau ceva? Poate din cauza că e tema asta acum. Oh, pot să apăs pe asta că sunt toate maimuțele aici acum. Pot să rezolve problema. Stați așa să vedem. What? What
the fuck is this? Ok. Bănuiesc că ar trebui să-mi dau seama cum vine cubul sau ceva. Asta cred. Da, era o ghicitoare, într-adevăr, chiar era o ghicitoare. Tot nu știu care e faza cu QR-ul ăla. Deci, trebuie să fac ghicitoarea, cred. Ce urmează după toate chestiile astea, nu? Cam asta era întrebarea, eu trebuie să apăs pe unul din asta. Ok, păi hai să vedem. Prima dată vine asta, după aia vine asta, după aia vine asta, eu zic că urmează pătratul. Asta e un fel de test de IQ. Săgeata asta, săgeată cu o chestie dintre asta în jos, săgeată în sus, în sus la stânga. Ar trebui să fie în sus la dreapta, adică așa. Dar cu trei de astea, cred că asta e. Mai aproape, mai aproape și acum trebuie să fie X-ul mai sus ca și zeroul. Nu, e X-ul mai jos ca și zeroul. Și cred că asta este. Ei, asta chiar e grea. Asta e grea. Hai să ne gândim puțin. Adică pare grea, nu știu. Deci eu un triunghial galben cu albastru sus acolo, după aia vine la jumătate. Cumva urma 6. Și pe urmă vine undeva jos. Iar albastrul acela și modifică poziția, cred că cu una singură, adică albastra trebuie să fie... Cred că asta e. Iar la cup, cred că îl ghicisem. Da, da! I'm a fucking genius, am luat și achievement, IQ 62. Am IQ-ul 62. Wow, ai de viața mea. Ok, deci asta e pentru QR coduri. Ok. Am ochelari. 6. Deci avem 2. Avem un 2 pe prima poziție. După aia avem un spațiu, după aia avem un 6 și după aia avem iar un spațiu, dacă nu mă înșel, conform acestor QR-uri. Și mai uite unul aici care îmi pune ultima valoare, adică 0. Și mai avem nevoie de un ultim QR. Ah, aici e asta. Ah, what the fuck, ăștia construiesc un telefon. Ăsta e un telefon. Ce calumea. Cât de calumea e chestia asta. Ok. Și ăsta este 8. Deci am avem 2860 până acum. Ăsta ar fi codul să accesăm telefonul, dar unde naiba îs? Unde sunt coinurile? Mă disperă. Ok, deci ăsta e un telefon. Asta avea baimuța aia acolo. Hai să încercăm. 2, 8, 6, 0. Wow, ok. Ok. Deci avem aplicații aparent. Dacă avem și bară sus. Bănuiesc că nu asta trebuie să întâmple. Ok. Wow, ok, deci poți să apăs pe toate punctele astea. Bănuiesc că trebuie să fac imaginea clară sau ceva. Aha, da, trebuia să focalizez. Hai să vedem care e faza cu porcul. Deci e un minigame în joc. Cât de tare e asta. Nu știu ce trebuie să fac.
Am șop. Ok. Am construit un hambar. Ok. Marfă. Așa, deci asta e un mesaj de la ea sau este un mesaj pe care l-am trimis? Un mesaj pe care voiam să-l trimit, nu știu. Nu, asta am primit și eu trebuie să-i trimit ceva, ok? Iar asta este browsing the web, I guess. A, era reclamă și astea sunt reclame, aparent. Păi și n-am luat coinul ăla? Ce ciudat. Super. What? Is that a good stuff? Okay. Ce? Wow! Cum adică? Ok, am făcut nivelul. Fine! Și chestia aia m-a dus undeva pe Marte și acolo o să fie continuarea. Deci am făcut nivelul. Cam asta ar fi. Acum o să punem puțin pauză și o să revin cu cum am găsit toate coinurile. O să urmeze să mă chinui un pic așa și o să vă arăt. Și acum, coinurile, dragilor. Să vedem cum găsim coinurile. După ce am stat și am căutat ceva, ne-am dat seama că primul coin se obține făcând această ghicitoare din prima. Avem pătratul, avem chestia asta și dacă nu mă înșel chestia asta și cu chestiunea asta. Da. Am obținut primul coin. Ok. Acum, al doilea coin îl avem aici sus. A fost foarte easy. Iar acum ar trebui să băgăm codul, iar în una din aplicații vom găsi celălalt coin. Haideți să vedem. 2. Acum al treilea coin este în aplicația cu porcul. Trebuie să construim chestia asta. Eu inițial am crezut că e în aia cu web-ul când a apărut reclama aia la coin, am crezut că bă, dacă dau click pe el și acum e de mix. Și așteptăm să termine hambarul ăla. Cred că ideea era că atunci când apăsai pe chestia ți-l termina foarte repede, iar nu trebuia să-l lași să se construiască de la sine. Adică să nu bagi bani în jocuri cum ar veni. Cam asta e ideea. Ok, haide. Da! Și al treilea coin. Păi, cam asta a fost și pentru episodul de astăzi din Fire. Nu uita să ne lăsați un like, share și subscribe dacă v-a plăcut. Eu am fost Mijai, iar până data viitoare, să aveți grijă de voi. Salut!